Lăvit să fie Domnul! Bine ați venit la un cuvânt de suflet! Aș vrea pentru început să citesc un singur verset din Sfânta Evanghelie după Matei, capitolul 9, versetul 2, partea 2. Și Iisus, văzând credința lor, i-a zis slăbănogului, Îndrăznește, fiule, iertate sunt păcatele tale. Contextul este acesta. Hristos predica în Capernaum. Acolo era un bolnav care stătea probabil de mulți ani pe o rogogină, pe un pat. Patru prieteni își fac timp pentru el și să-l aducă înaintea Mântuitorului. Nu pot să intre în casă pe ușă, că era foarte multă lume. Desfac acoperișul și îl lasă pe vlăbănoc înaintea mântuitorului. Când mântuitor le vede credința celor patru, îi spune așa, Fiule, păcatele tale sunt iertate. Fariseii cărăturare au spus, acesta hulește. Și Hristos spune, ca să știți că fiul omului are putere să ierte păcatele, ție spun slăbănogule, ia-ți patul tău și umblă. Astăzi, în meditația de astăzi, vrem să învățăm ce înseamnă o viață trăită cu Dumnezeu. Trei lucruri înseamnă. În primul rând, e un om cu păcatele iertate. În al doilea rând, e un om care umblă zilnic cu Dumnezeu. Și în al treilea rând, e un om care lucrează pentru Dumnezeu, pentru slava lui Dumnezeu. Foarte pe scurt, le voi lua pe rând pe fiecare. Hristos spune așa, iertate sunt păcatele. Întotdeauna Dumnezeu pune partea sufletului întâi, și apoi partea trupului. Rezolvă problema sufletului și apoi partea trupului. Vreau însă să vă spun că baza iertării păcatelor este jerfa lui Hristos. Aud pe aici, pe acolo spunând așa. Vreau să dau bani, să-mi ierte Dumnezeu păcatele. Vreau să dau la săraci alimente, să-mi ierte Dumnezeu păcatele. Continuă să dai. Dar baza iertării păcatelor e una singură, jerfa mântuitorului pe cruce. Dacă exista o altă formă de a ne ierta Dumnezeu păcatele, vă asigur că Fiul lui Dumnezeu nu venea din cer să moară pe cruce și să-și verse sângele unicul mod, nu s-a dat sub cer un alt nume în care oamenii să fie mântuiți decât un singur nume, numele lui Isus Hristos. Așadar, continuă să dai, să faci bine, dar motivația trebuie să fie prin toate acestea să-i fiu recunoscător lui Dumnezeu și să-L slăvesc pe El foarte important. Baza iertării păcatelor e una singură, datorită faptului că Hristos a murit și a înviat. Ce trebuie să fac eu în mod practic? Și eu am scris trei lucruri aici. 1. Să crezi că pentru dumneata, pentru lumea întreagă, dar să-ți asumi că pentru mine, pentru tine, Hristos a murit pentru păcatele tale. 2 să le mărturisești și să te lași de ele. Cine se ascunde fără de legile, nu propășește, dar cine și le mărturisește, ascultă și se lasă de ele, capătă durare, Crezi în Hristos, mărturisești toate păcatele din copilărie și până acum și trei. Îți încredințezi viața în mâna lui Dumnezeu, acesta este începutul conștient, dacă poți să spui așa, a unei vieți cu Dumnezeu. Să vii la Dumnezeu cu toată ființa și să te dăruiești Lui. În al doilea rând, viața cu Dumnezeu înseamnă sau presupune câteva lucruri. Înainte de toate, după ce ai venit cu tot Sufletul la Dumnezeu și te-ai spovedit trebuie să spui în fiecare zi, astăzi viața și voința mea se va alinia voi lui Dumnezeu. De obicei noi avem voia noastră, noi vrem să facem aceea, aceea. Dumnezeu spune, fiule, vreau să te lepezi de voia ta, părinții bisericii spun, să tai voia ta, și să alegi în fiecare clipă voia lui Dumnezeu. Noi putem citi din Scriptură, merge la biserică, să ne rugăm. Dacă nu acceptăm ca voia lui să se facă în viața noastră, noi nu trăim cu Dumnezeu. Viața cu Dumnezeu, țineți bine minte, înseamnă alinierea voinței mele la voința lui Dumnezeu. Dar ea presupune încă câteva lucruri. În primul rând, conversație cu Dumnezeu, rugăciune. În istoria bisericii a rămas numele unui călugăr, rămas fratele Laurențiu. Trăia la mănăstire undeva, deși era la mănăstire până s-a întâlnit în mod real cu Dumnezeu, viața lui a fost una chinuită acolo. Dar după ce s-a întâlnit cu Dumnezeu, spune el, spălând vasele, spunea, Doamne așa spală viața mea, aprinzând focul, spunea, Doamne aprinde viața mea. Și el a lăsat multe meditații din conversația lui cu Dumnezeu, făcând lucrurile mănăstirii. Viața cu Dumnezeu înseamnă. Mergând cu mașina, mergând la alimentară, inima ta, gura ta, dacă pot să spun așa, să converseze cu Dumnezeu. Biblia spune de altfel, rugați-vă neîncetat. 2. Înseamnă meditație continuă sau cât mai multă la cuvântul lui Dumnezeu la Dumnezeu. Psalmul 1 spune, fericit bărbatul sau omul care cugetă ziua și noaptea la legea Domnului. Cum gândești, așa ești. Alimentează-ți mintea frecvent cu gândurile lui Dumnezeu. 3. Omul care umblă cu Dumnezeu își face timp să citească un capitol sau două minimul zilnic din scriptură și să-și umple sufletul cu el. Vă spun așa, sfânta împărtășanie o putem lua probabil o dată pe săptămână sau pe lună. Scriptura e viață, e putere, de aceea mănânc o iau în fiecare zi, înfruptă-te de ea. Și în al patrulea rând înseamnă împărtășanie deasă. Vă provoc să-ți timp, chiar dacă e pandemie sau ce o fi acum, să te spovedești, să te împărtășești o dată de două ori pe lună. Viața cu Dumnezeu înseamnă alinierea vieții, voii dubitale la voia lui Dumnezeu. Înseamnă rugăciune, conversație, înseamnă meditație, înseamnă citirea Scripturii, înseamnă cuminecare sau împărtășire cu Hristos. Și în al treilea rând, Viața cu Dumnezeu înseamnă cineva sau omul care lucrează pentru Dumnezeu sau pentru împărăția lui Dumnezeu. Voi încheia cu o mică întâmplare sau ilustrație, pardon. Cineva a ilustrat Biserica ca și un car. Un car mare, foarte mulți stau un car. Stau un car, ei s-au pus în car, carul merge, o altă categorie, ei nu numai că stau în car, au bețe și bagă bețe ca lucrurile să se încurce și o foarte mică parte din creștini pun umărul în mod real și duc carul lui Dumnezeu. Aceste trei categorii de creștini, dacă pot să spun așa, sunt în bisericile noastre. Sunt unii care merg la biserică vin, dar ei nu simt să tragă, stau un car, ei stau acolo în car. Există o altă categorie. Ei și au luat pietre, bețe, și au o singură slujbă. Iertați-mă, ei sunt emisari al cuiva ei doar bagă bețe în roate și apoi există o mică rămășiță care trag la carul lui Dumnezeu. Ascultă-mă, dacă ai bețe sau pietricele, aruncă-le, spovedește-te, lasă-te de ele. Dacă ai stat bine mersi în car, coboară. Carul bisericii merge greu, înhamă -te trage și tu, adică înmulțește bine în lumea aceasta, mângâi un bolnav în fiecare zi, dă un telefon, dă un bănuț, spune o rugăciune, lucrează pentru Dumnezeu. Închei cu întrebarea, cât ai lucrat pentru Dumnezeu în lumea asta? Poate că foarte mult și e bine. Cât lucrezi pentru Dumnezeu? Ce înseamnă viața cu Dumnezeu? Unu. Om care are păcatele iertate, dutește, spovedește și încredințează-te lui Dumnezeu. 2. Viața cu Dumnezeu înseamnă cineva care umblă zilnic cu Dumnezeu, adică umblă în voia Lui, citește Scriptura, se roagă, meditează și apoi viața cu Dumnezeu înseamnă cineva care lucrează. Pentru slava lui Dumnezeu. Domne, ajută-ne să umblăm cu Dumnezeu, să trăim cu Dumnezeu, că dacă facem așa, vom moșteni împărăția lui Dumnezeu pentru totdeauna. Domne, ajută.